Dacă ți-ai propus să faci o drumeție de câteva zile cu cortul înretezat la lacul Bucura, mai mult ca sigur ai luat în calcul să urci pe cele mai înalte vârfuri din retezat, vârful Peleaga și vârful Păpușa. De aici, de la lacul Bucura, în cea de-a doua zi a drumeției noastre în retezat, în data de 5 august 2023, pleacă și traseul spre cele două vârfuri de peste 2500 de metri din acest masiv. Așa că ne-am trezit dis de dimineață și la ora 7 deja eram echipați și pregătiți să plecăm pe traseu. Prima parte a traseului este mai ușoară, dar apoi urcușul devine mai dificil și abrupt, durând până pe vârful Peleaga aproximativ o oră jumate, 2 ore, în funcție de condiția fizică a fiecăruia. Priveliștea din spatele traseului spre lacul Bucura este încântătoare, iar din ce urci mai mult pe acest traseu marcat de cruce galbenă, ai o panoramă fantastică asupra salbei de lacul Glaciare din acest masiv. De pe vârful Peleaga am continuat spre vârful Păpușa, cele două vârfuri fiind separate doar de Șaua Pelegii. Traseul continuă pe marcaj bandă roșie, coborând abrupt pe sub colții Pelegii, trece de Șaua Pelegii și urcă la fel de abrupt pe Bolovănești până pe vârful Păpușa. Această porțiune de traseu durează aproximativ o oră, oră și jumătate. Ne-am întors pe vârful Peleaga pe același traseu, iar această porțiune între vârfuri a fost extrem de dificilă pentru noi, ținând cont de vântul puternic care ne-a cam ținut pe loc, fiindu-ne foarte greu să înaintăm. Peisajele fantastice și măreția acestor vârfuri, descoperite la primele ore ale dimineții, cu acest super răsărit de soare, au făcut să avem parte de o drumeție memorabilă. Din vârful Peleaga am continuat spre vârful Costura Bucurei și Șaua Curmătura Bucurei pe traseul marcat de dunga roșie, iar de aici din Șa, din Curmătura Bucurei până la lacul Bucura, pe dunga albastră. Situat în Parcul Național Retezat sau în tărâmul cu ochii albaștri, după cum pe bună dreptate îi se mai spune acestui parc, lacul Bucura este cel mai mare lac glaciar din România, fiind amplasat în Șaua Bucurei, la altitudinea de 2041 metri.